Preamărit să fie Domnul Iisus! Frați scumpi, voi citi câteva cuvinte din Psalmul 32 și din Psalmul 119 și cred că mă va ajuta cât uși de puțin ochelarii ăștia luați cu împrumut. Mărit să fie Domnul! Ascultați! Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelejuirea și în duhul căruia nu este viclenie. În 119, ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului, ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelejuire și umblă în căile Lui. Amin. Ocupați locul. Frații de dinainte, vorbitori, au deschis așa ca un canal pentru ca să putem noi mai bine să ne dăm seama ce suntem și să putem mai bine să ne dăm seama cu cine avem a face. Și apoi, mai bine, cercetându-ne, să vedem raportul dintre noi și semeni și dintre noi și Dumnezeu. Legea veche pretindea întâi și întâi să-L iubești pe Dumnezeu și a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele. Legea Noului Testament e invers. Să iubești pe aproapele și apoi pe Dumnezeu. Cum ai putea tu să spui că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, zice Sfântul Ioan în epistolă, și pe aproapele pe care îl vezi, tu nu-L poți iubi? Nu se poate. Întâi, fă aici ordine și apoi leagă-te de Dumnezeu. Glorie Domnului! De ce păcătuiește omul? De unde vine păcatul la om? Ce este păcat? Că nu la toți oamenii același lucru e păcat. Mi-aduc aminte de un congres a fraților baptiști la București și au participat mulți și de la alte culte, printre care și preotul din Vinerea, de lângă Cujir, o comună acolo cu numele Vinerea. Când a venit acasă, în predica din prima duminică, a început cu asta. Ce este păcat? Și vorbind el, dând mai multe exemple, spune în cele din urmă, toți baptiștii se feresc să nu fumeze, că-i păcat. Dar Mr. John, venit din Cuba, s-a dus până la Amvon cu o pipă până aici.
Și la amvon a luat-o și a pus-o lângă el și a predicat și toți baptiștii l-au lăudat că o predica bine. Păi cum la baptiștii din România e păcat să fumeze și la el din Cuba nu-i păcat? Ce înseamnă? Păcat este tot ceea ce cugetul tău te oprește și tu treci peste el. Că dacă cugetul tău te condamnă, nu trece peste el, că Dumnezeu e mai mare ca cugetul. Mărească-i să numele. Dar când te va condamna cugetul? Cele din tâi condamnări vin din educație. Dacă legea ți-o spus să nu furi, tu știi că nu-i voie să furi și dacă furi, ai făcut păcat. Dacă legea îți spune să nu te îmbeți și tu bei, ai făcut păcat. Deci, legea este numită de către Apostolul Pavel legea păcatului și a morții. Și legea păcatului și a morții. Domină mințile oamenilor. Dar în momentul când devii născut din nou, atunci tu nu te mai comandă o educație primită, ci te comandă un duh pe care l-ai primit. Și atunci legea din porunci e legea morții. Legea Duhului care te comandă de din lăuntru e legea vieții. Măriți să fie Domnul! Și cu atât e mai mare, mai scumpă, mai sfântă legea Duhului decât legea slovei și a literei. Cred că nu-i prea mult dacă fratele Alin sau careva va citi din a doua Corinteni, capitolul 3, de la versetul 4, să zic. Așa. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova o omoară, dar Duhul dă viață. Încă. Acum, dacă slujba ducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului. Mulțumim! Ați văzut acum o diferență mare. Dacă Pavel n-ar fi zis că cele 10 porunci e slujba morții, apoi eu n-aș fi îndrăznit să citesc acest lucru. Dar Pavel, care era evreu și era educat, mai educat ca mulți din cei deodată cu el, a îndrăznit să spună că legea asta, 10 porunci scrisă și săpată în pietre, nu-i pentru biserică. Asta e legea morții. Pentru biserică e legea Duhului care dă viață. Și legea Duhului nu stă în 10 porunci.
Legea Duhului stă în 10 de porunci. Și dacă prima poruncă a fost să iubești pe aproapele tău ca pe tine, adică a doua, dar cuprinsă în prima, atunci, în Sfântul Cuvânt a Evangheliei lui Ioan, Domnul Iisus Hristos are o repetiție cu privire la așa ceva. Și știți ce spune? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Nu pe aproapele tău, pe oricine. Dar nu-i destul, o clarifică. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Aceasta-i porunca mea, nu a decalogului. Asta-i porunca mea. Și acum, Dumnezeu, vorbea preiubitul frate, că știe amănunte, știe tot. Odată, ținând o mormântare cu un frate păstor pe un județ, vorbesc despre suflet, de nemurirea sufletului și de puterea învierii din morți. La mormântare, sigur a fost o lecție grea pentru oameni, dar știi, Dumnezeu a făcut-o așa ușoară, cu pătruns în mințile multora, și fratele păstor pe un județ a rămas rece. Mergând către cimitir, zice să pășesc mai înainte cu el să ne îndepărtăm de coloană. Când m-am îndepărtat de coloană, te invidiez. Tu pe mine? Păi eu țăran am fost, țăran am rămas. Tu ai făcut școli, mă. Tu ai făcut teologie. Eu n-am făcut nicio teologie. Teologia mea era când dădeam de un verset pe care nu-l putem prinde, nu știam ce zice, postem și-l citem de zeci de ori, până mi se desfăcea în minte. Și când mi se desfăcea, îl și publicam. Și să-mi erau toți, de unde, ce cărți. Așa că am fost chemat și de fratele Bocheanu să-i spui, ce cărți tot citesc eu. Și nevrând să creadă că eu nu citesc, nu așa că nu citesc, citesc așa, dar nu o carte de la cap la coadă, cred că n-am citit de când eram la școală. Că acolo trebuie să învăț lecții după lecții. O trimis pe fratele Bambu și pe chelul Iulian într-o sară, pe când se însăra din București până în Sebeșel, și când o sosit acei, chelul a rămas lângă mine și Bambu s-o băgat din cameră în cameră și-o deschis dulape și-o căuta să vadă ce cărți am. Și s-a documentat că eu n-am cărți. Și asta îți poate sluji și la matale care mă asculți. Ghizuie-te pe cel ce a zis că tătăți prorocii scrie și care i-a și învățat ce să scrie, că la te poate învăța și pe dumneatale ce să predici și te poate învăța multe lucruri, că ați auzit din spusele de dinainte, el știe tot. Știe oare perii din cap? Că nu cade niciun păr din cap fără știrea lui? Când am vorbit și de aceasta,
Din nou am fost tare comentat. Asta e așa o aberație, asta e așa, așa. N-am putut să susțin cu ceva palpabil până când am ajuns odată în Dallas și acolo doctorul Mircea m-a auzit vorbind despre ureche. Și mi-a dat Domnul cuvânt, am vorbit, am început cu spusa salmistului că urechea, Dumnezeu a plantat urechea, adică urechea este un aparat pe care Dumnezeu l-a făcut în urmă la întregul trup și apoi l-a plantat. După spusa salmistului. Și am început să descrii multe lucruri. Când am gătat, m-am gândit, vai Doamne, dar dacă este un medic? Eu am vorbit, dar da, dacă este un medic acum, ăla știe mai multe. Cineva stăreză m-a de tot cu ușii, frații, ies tot de mâna cu toți, pe mine mă mai oprește unul altul, când sosesc la el, de mâna cu mine, doctor Mircea. Ai, Doamne, bunești, am făcut cât un purece în inima mea. Ce va zice ăsta? Frate, unde merg mâine? Nu știu, la cine stai? La grădinarul Ștefan. Spune mâine, nu ai niciun program. Când mă duc eu la spital, viu și te eu, ca să-ți arăt ce înseamnă ureche. Am rămas tot așa, umilit, Doamne Iisusă, ce greșuri îi fi vorbit eu. Dar el continuă, eu sunt medic, dacă m-ar fi pus cineva să facă o prelegere despre ureche, nu o putem face ca matale. Apoi atunci iar m-am bucurat, în glorie Domnului. Că așa e omul, odată crește, odată scade, până îl stabilește Dumnezeu la locul în care trebuie să stea. Ce este deci păcatul? Apostolul Ioan spune că orice păcat este fără de lege. Și orice fără de lege este păcat. Dar numai că nu-i tot una. Păcatul e păcat, fără de lege e fără de lege. Și atunci cum le definești pe cele două? Uite-te ce zice aici cuvântul care l-am citit din Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Poți acoperi gândul cuiva? De exemplu, îi vine un gând să fure. Tu-l poți acoperi? Nu-l poți. Dar dacă o furat, o făcut păcat, păcatul lui făcut îl poți acoperi? Îl poți. Te duci și plătești tu pentru el și l-ai scăpat, nu? Vedeți cât e de diferit fără de legea de păcat și păcatul de fără de lege? Fără de legea se naște în gând. Și gândul macină omul și coboară în inima omului. Și inima omului începe să spună, eu nu fac asta, Doamne, iartă-mă de gândul ăsta, dar eu nu fac asta. Săvârșește atunci fără de legea? Nu săvârșește. Dar dacă coboară gândul ăla, cum a coborât gândul la David de pe coperiș în inimă și David și inima lui David a aprobat. Dacă a aprobat, a rămas numai fără de lege? Nu?
a ieșit păcatul la iveală. Fără de legea zămislește și păcatul odată înfăptuit nu se poate ierta dacă nu-i cine să-l acopere. Și slăvit să fie sângele lui Iisus, că El a acoperit păcatele noastre. Mărească-i să numele. Vorbind acum, mă întorc la firul de păr. Vorbind, observarea mea cu privire la firul de păr, că în mijloc la firul de păr trebuie să existe o plasmă ceva. El zice, da, vrei să vezi? Și îmi smulge mie în cap câteva fire de păr și le pune la microscop. Îmi dă un microscop care mare de 1200 de ori. Adică un milimetru îl făcea de un metru și 200 și 20 de centimetri. Băi, când l-am văzut înaintea ochilor firul de păr, cum e construit, m-am mirat tare. Exact Calea Lactee de pe cer îi în firul de păr. De aceea, fiul rătăcitor, care o cheltuit averea tatălui, când a venit înapoi, n-o zis întâi și întâi, tata, am păcătuit împotriva ta. Și întâi și întâi a zis, am păcătuit împotriva cerului, pentru că în trupul nostru, el este un microcosmos. Trupul nostru, fiecare ligament, corespunde la ceva de pe cer, cum părul corespunde cu Calea Lactee. Și atunci când păcătuim, noi lovim în întreaga ordine dumnezeiască. De aceea păcatul e o sfidare a lui Dumnezeu. Copilașilor, v-am scris să nu păcătuiți. Dar dacă întâmplător cineva a căzut deodată într-o greșeală, a păcătuit, nu deznădăjduiți, nu dați curs minții întunecate de Satan, să ziceți, gata, eu am căzut și gata cu mine, mă duc la iad și gata. Nu așa, măi. Avem la Tatăl un mijlocitor. Glorie Lui! Și ăla iarăși mijlocește și iarăși te va restaura. Dar nu însemnează că el e ca o femeie care în toată ziua spală la rufe. El ne-a spălat odată și să mai întâmplă odată, de două, de trei ori, dar nu continuu. Atunci tu singur te desparți de Dumnezeu. Nu Dumnezeu leapădă pe oameni. Omul să leapădă întâi de Dumnezeu. Nu Dumnezeu l-a împetrit pe faraon întâi. Faraon și-a împetrit inima întâi. Apoi după aia
l-am petrecut și Dumnezeu, vezi? Pentru că e scris în Sfânta Carte la Iov 36, cu versetul 5-7 acolo, Dumnezeu este puternic prin înțelepciunea Lui, dar nu leapădă pe nimeni. Ai auzit așa ceva? El nu leapădă pe nimeni, ci El are o îndelungă răbdare ca fiecare din noi să ne pocăim, să ne venim în fire, să vă treziți în sfârșit din somn, că mântuirea definitivă e mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului. Pocăitule, pocăită, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului. Cât știe Dumnezeu de fiecare? V-am povestit data trecută că Dumnezeu stă în locuri prea înalte. Și după studiile lui Pic Popovici, sunt 7 miliarde de ceruri, straturi, așa. Și El stă deasupra și de acolo salmistul zice că El privește să vadă tot ce se face în ceruri și apoi și pe pământ. Atât e mare Dumnezeu. Dar atât e de purtător de grijă încât nu te poți gândi. Râmă sobolul pe sub pământ și scoate afară mușuroaie, cârtița. Și ce minune, mă! Dumnezeu îi poartă de grijă și ei. El la soare imediat moare, dar pe sub pământ trăiește și se înmulțește și lucrează. Și cel mai mare medic din lume. Niciun medic din lume nu știe de unde se paralizează o gongă ca să nu mai umble. De unde se paralizează o râmă care îi străbate și cade acolo. Dar El știe, o prinde și o mușcă de unde știe El. Și o duce și o depozitează, că El nu mănâncă nimic mort. El nu m-a conservat. Dar cine l-a învățat din astea? Cine-i poartă grija ca în toată ziua să-i cadă în gaurile lui ceva ca să-l hrănească? Dar cine poartă grija? Poate ați văzut la râuri miliarde, miliarde pe 100 de metri, miliarde de peștișuri, numai pe atât. Vin la mal că apa e mai caldă. Te-ai dus tu vreodată să-i hrănești? Și dacă te-ai fi dus, ai fi hrănit cât îs aceea în ăsta? Dacă e râul de lung pe o parte și pe alta, cine-i hrănește? Dumnezeu a purtat așa grijă de vietățile astea, încât a creat numita musca peștelui. Aia trăiește numai o zi. Sara, după ce își depune ouăle, s-aruncă în luciu apelor și pescuțul numai o iei. Și așa grijește Dumnezeu ca fiecare să capete porția lui. Să trăiască, să crească. Te-ai gândit tu vreodată
cum este o păsărică pe care noi o numim Băbuța, fiindcă ea croșetează, cum croșetează o femeie, așa croșetează ea ierburi care nu se rup și le agață de o crenguță și își face cuibul așa frumos și aici face întolaturi, gaură, ca să nu ploie pe pui. Și face 16 pui. Te-ai dus vreodată să-i hrănești puii ei? Dar Marele Dumnezeu face ca și puii aceia să fie hrăniți. Știți cum? Ies din larve niște fluturi colorați, unul verde, unul galben, unul alb, nu-s mari. Și pe lângă fiecare ramură crudă a lemnelor din pădure, face un inel de gândești că-i brăța la mână, faină de tot. Și aia se clocesc la soare, ies vermișuri afară și au intenția să meargă în sus, nu coboară în jos. Și tot mergând ajunge la frunză. Mănâncă din frunza crudă și când îi matur, face mătasă. De la spatele lui, de la fundul lui, face mătasă și se slobode în mătasa aia. În timpul acela, când păsările trebuie să-și crească puii și pasărea numai fuge și e și e până își face atâta ciocul. Se duce la cuib și îi dă de mâncare la Petre și îi dă de mâncare la Ana și îi dă de mâncare. Mă, dar nu greșește să-i dea tot la unul. Îi hrănește pe toți, știe. De unde e atâta înțelepciune? Vedeți ce a vrut să ne spună fratele? Că Dumnezeu știe tot. Puteți vedea acum cum știe tot. Acum ne întoarcem la noi. Astea se întâmplă în natură, în jurul nostru. Dar ne întoarcem la noi. Cum ai putea să crezi că Dumnezeu nu știe? Cum a zis un mare pastor de-a nostru, fie iertat că încă trăiește, că Dumnezeu n-are ce căuta în camera lui nupțială. Ei, Doamne, ce idee năstrușnică! O noaptea pentru Dumnezeu, cum îi? Ziceți tare! Strălucește ca ziua în amiaza mare. Puteți crede așa? Dar cum justifici asta? Știți că sunt detectivi din ăștia care caută și ei au aparate care cu flash-urile lor pregătite pentru noapte, îți face fotografiile mai frumoase de două ori decât ziua pe lumină. Pentru că tot întunericul e încărcat cu infraroșii. Vedeți? Dumnezeu a făcut asta. De aceea David în Psalmul 139 spune, unde mă voi duce? Păi dacă m-aș sui în cer, tu ești acolo? Păi dacă m-aș cobor în locuința morților, tu și acolo ești? Păi dacă aș zice cel puțin vântul să mă ia, să mă ducă la marginea mării, păi și acolo? Și dacă aș zice întunericul să mă acopere, iată că întunericul nu-i prea întunecos pentru tine, ci întunericul strălucește ca lumina. Măriți să fie Domnul!
Deci, nu uitați, vedeți cu cine avem noi a face? Vedeți cât e de înaltă personalitatea asta pe care noi românii o numim Dumnezeu Tatăl, din care toate purced. Glorie Lui! De aceea trebuie să fim foarte atenți cu viața aceasta. Nu așa copilărește. Să tunde ăla într-un fel, mă tund și eu. Să face ăla ce știu cum, să face și el. Întâlnesc odată pe un nepot și avea lăsat așa barba și musteața unită și așa. El mă rog așa, mă uit la el, măi, Doamne bune, dar ce-i cu tine, mă? Păi ce să fie, untiule? Dacă dintr-un om de nimic, m-am făcut un om de râs. Bravo, ție, mă! Continuă atunci! Nu vă faceți de râs nici în comportament, nici în îmbrăcăminte. Măi, dați cinste Creatorului! Bucurați-vă, ca David! Îți mulțumesc că m-ai făcut o ființă așa de minunată! Ce minunate-s lucrările tale! Vezi? Păi glorifică-L! Am văzut surori de-a noastre cu unghii mari, lungi, pus așa. Nu poate asta e spre cinstea Creatorului? Am văzut atâtea ciudățănii, mă, dar nu-ți dai seama că lovești în cer? Cine știe unghiile tale cu ce anume corespund în cer? Curăță-le, ține-le în ordine, fă-le frumoase, dar nu te fă de minune. Dacă ți-ar da Dumnezeu un copil și când l-ai naște ar avea unghiile cam de 3 centimetri, apoi ce ai zice? Vai, Doamne, ce m-o pedepse Dumnezeu! Dragii mei, de aici pleacă. Aici ai nelejuirea. Și aici cuvântul Domnului spune: ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit, căruia Domnul nu-i ține în seamă nelejuirea, dar în duhul căruia nu este viclenie. Fii cinstit cu tine înaintea lui Dumnezeu. Și dincoace spune la fel: ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului, ferice de cei ce păzesc poruncile Lui și îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelejuire. Că dacă nu săvârșești nelejuire, nu poate ieși la iveală păcatul, chiar de ți-o trecut prin minte, tu îl blochezi și rămâi curat, rămâi învingător, că ai biruit o ispită. Doamne, binecuvântă-ne pe toți! Nu știu ce ați putut înțelege, dar eu vreau să știți, biserica se conduce după har. Biserica se conduce după legile hristice, nu după legile Vechiului Testament. Biserica se conduce după Duh, nu după literă. Doamne Iisuse,
Dă-ne Duhul Tău și ajută-ne în totul să umblăm în căile Tale, cele neprihănite. Amin. Slavă Domnului! Eu am ajuns la capăt și mulțumesc Domnului pentru cât mi-a dat. Acum, fratele Alin zice că să facem ce am făcut și marți seara, să ne rugăm pentru bolnavi. Eu i-am spus, măi frate, eu sunt slugă și noi, ca sluji, facem ce ni se cere, dar puterea e a lui Dumnezeu. El vindecă și El ajută pe oameni să se întoarcă din păcate și din fără de legi. Dar ca să ai în gândul tău, în mintea ta, ca să ai biruință când e vorba de vindecare, mai întâi gândește-te și vindecă-ți sufletul, ca păi și trupul să vindecă. Ai un păcat, te stăpânește ceva, te muncește ceva, ai viciile tale, nu le ține ascunsă. Mărturisește-le și în gura mare și poți primi iertare, că de altfel, dacă ai fi așa de breaz și așa cu o lepădare de sine ca David, a pus și toi pățâi ca el. David a zis, eu mărturisesc Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Apoi cum l-a mărturisit el Domnului? Când l-a întâlnit el pe Domnul să-i spuie păcatele? Când? Vezi cum oamenii citesc și nu știe ce citesc? El păcătuiește păcate grave oamenii. Și după aceea, peste o zi, două, îi vine regretul. Doamne, știi că eu am păcătuit. Dar ce, Dumnezeu a dormit sau Dumnezeu a fost plecat de acasă când ai păcătuit? Nu știe Dumnezeu ce ai făcut tu? Crezi așa? Eu nu cred așa. Am învățat în seara asta că Dumnezeu știe tot. Glorie Lui! Dar atunci, cum și-o mărturisit David? Păi, uitați-vă, în Psalmul 38, în Psalmul 51 și în alt psalm, în atâtea locuri, el și-a mărturisit Domnului fără de legile. Cum? A scris toate păcatele în cântări și le-a dat la mai marele cântăreților și în special la sărbătoarea veselă a lor, sărbătoarea corturilor, tot evreii cânta păcatele lui David. Și Domnul a zis, ăsta e om după inima mea, ăsta nu e orgolios, ăsta nu ține la el. Și am văzut persoane de felul ăsta, am văzut persoană care a fost căzută cu ocazia armatei și acum au ajuns cu copii care se căsătoreau și și-au venit în fire și s-au sculat într-o seară de anul nou în mijlocul unei adunări texuite cu femei, cu copii, cu bărbați, cu tot. Și s-au sculat înaintea tuturor și toate păcatele lui de desfriu, cum aduce în casă femei stricate și își bătea femeia și o făcea să le facă de mâncare și apoi să mânce cu ea și cu stricata la oaltă.
Și câte minuni, toate le-au spus în sara aia de un prezbiter mai bătrân, așa el, tare jingar să n-audă nimeni ceva rău. Vezi, când au auzit ce vorbește, așa au transpirat, că a ieșit transpirul numai spume până cămaș afară. Dar el a mărturisit tot și începând cu anul nou și-a luat avântul și s-a pocăit după el toată casa lui. Slăvit să fie Domnul. Dar nu l-a desconsiderat nimeni. Am văzut în Viena odată așa ceva, când în plenul adunării s-a sculat-o câte unul și și-a mărturisit păcatele grele, dar nu i-a osândit nimeni. Că și Eclesiastul zice, judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Vrei să n-ajungi la judecată cu păcatele tale, mărturisește-le azi, înaintea Domnului, dar să ai un martor. Știi? Catolicii au o perdea mare, groasă, cu o nișă în ea. Penitentul stă dincolo de perdea în genunchi, preotul stă dincoace de perdea și penitentul își mărturisește păcatele înaintea lui Dumnezeu, să audă preotul și dacă e nevoie, să-i dea canoane, după cum au ei regula. Dar n-are voie să stea penitentul față în față cu preotul. Că aceasta poate fi o ispitire. Și de multe ori am practicat așa. Oricine a vrut să se mărturisească, stă în genunchi, eu stau în picioare, eu n-am nevoie să stai tu în fața mea și odată plângi, odată zâmbești, odată te strâmbi. De aceea am eu nevoie de chipul tău. Stai acolo smerit și povestește păcatele. Eu stau ca martor, nu-mi spui mie păcatele, le spui lui Dumnezeu, dar în fața unui martor. Glorie Domnului Iisus! Păi multe aș avea să vă spun, dar trece vremea asta și vreau ca să facem ce-o zis fratele, dacă cineva dorește să ne rugăm pentru el. Bă, că avem și forțe noi în seara asta.